Bună ziua! Dragi consilieri, declar ședința deschisă. Se convoacă în ședință publică ordinară Consiliul Local Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, pentru data de 13.06.2019 la ora 10, în sala de ședință a primăriei, având următoare ordine de zi. Înainte de ordinea de zi, procesul verbal... Procesul verbal de luna trecută, l-ați primit? Da. Așa. Se supune la vot. Se supune la vot procesul verbal din ședința trecută. Dacă sunteți de acord, pentru abțineri, împotrivă, în unanimitate. Dau citirii ordine de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget pentru o perioadă de maxim 3 luni în perioada în persoana domnului Oltean Carol Victor. Oltean Carol Victor a întârziat, a avut probleme astăzi și... S-a ales al președinte, adică eu. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după încheierea contractului de achiziție și de asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție, refacere, reabilitare și consolidare poduri și podețe în Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale pentru obiectivul de investiție, modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în Comuna Ghimeș-Făget, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. 5. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli a regiei publice locale OS Ghimeș-Făget RA pe anul 2018, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a regiei publice locale Ocolul Sivei Ghimeș-Făget RA pe anul 2019, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință fără TVA a masei lemnoase pe picior și fasonate pe anul 2020, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor a masei lemnoase ce va fi recoltată în anul 2020, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Diverse. Și la nou avem diverse. Supun la vot ordinea de zi, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Abțineri, împotrivă, în unanimitate. Trecem la proiectul numărul 1. Validarea mandatului de consilier local al domnului Oltean Viorel. Citiți acolo propune. Avem adresa de la Partidul Național, de la filiala Județean. Asta ne-a interesat, dacă avem adresa... Deci avem adresa de la partid, au fost două persoane care au fost înainte, au renunțat, era o persoană care era angajat al locului și a zis că nu are rost să mai așa. A mai fost încă o persoană care a renunțat. A zis că motive personale. Da. Nu vine și, și domnul Oltean Viorel a fost a treia persoană, adică pe listă, care a venit. Au venit, avem aprobare de la partid. Da. Așa, aici, deci articolul 1, da? Supuneți la votare, nu o să vă citiți părerea. Păi nu, trebuie să depună jurământ. A, jurământ, da? Există o comisie de validare. Comisia da, de validare. Da, o comisie. Da, da, noi avem alesă deja o comisie, să vedem. Da, nu știu că... Două persoane suntem. Antalatin, dar tu... Antalatina, Hainala, Valentin, Vasile, Suciu. Da, mai trebuie locul domnul... Profesor pe doamna Antalatina. Da. Suntem de acord ca să... Da, da. Suntem. Așa, deci o să fie comisia. Vă dați avizul? Comisia?
e nevoie, da. Ne întâlnim? Ne-am dat avizul deja comisia, nu? Domnul... Da. Da. La... Comisia de validare a mandatului. Da? Da. Bine, atunci. Să-l invităm pe domnul să depună jurământul. Domnul Ortean, haideți mai aproape. Să ne ridicăm. Înainte să depun un jurământ, aș dori să salut Consiliul Local din care am făcut parte în anii precedenți. În acest mandat mi-a venit rândul și am la apelul, la chemarea partidului, am fost de acord să fac parte din acest Consiliu Local. Față de vechiul Consiliu din care am făcut parte, observ că avem o componență nouă la nivel de secretariat. O văd pe doamna secretară, o salut. Domnul vice, ne cunoaștem, ceilalți consilieri la fel. Înțeleg că am să depun un jurământ de credință. Da. Și totdeauna când depui un jurământ de credință, ăla se depune cu bună credință și îți asumi și niște responsabilități. Având în vedere responsabilitățile care și le asumă orice fel de consilier local, având în vedere că electoratul l-a mandatat să-l reprezinte și să reprezinte toate interesele lui, există și responsabilități. Una din întrebări ar fi către doamna secretară, care ar fi rolul secretarului, ca să audă și electoratul, în având în vedere că ședința este filmată, să vedem care ar fi rolul secretarului în Consiliul Local. Rolul secretarului este stabilit prin lege. Eu am depus jurământul în fața primarului. Sunt secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Chimeș-Făget, deci nu sunt secretarul primarului sau al Consiliului Local. Sunt al unității. Așa? Și care ar fi rolul dumneavoastră? Rolul dumneavoastră, rolul meu este să vă îndrum spre legalitate pentru binele cetățenilor comunei. Deci dumneavoastră răspundeți de legalitatea hotărârilor care se, da, se adoptă. Cu o majoritate, bineînțeles. Da. Consilierul local, în ce măsură este răspunzător de votul pe care îl ia? Consilierul local răspunde pentru votul pe care și-l dă peste tot, inclusiv în fața legii. Așa, eu am înțeles. Dar înainte de a răspunde, consilierul local, are secretarul un rol în a, în a, în a, împiedica, a împiedica o astfel de, da, de situații? Da. Deci o greșeală, adică... Asta vreau, consilierul asta... local vine cu propunerea, iar eu îmi dau avizul. Deci dumneavoastră verificați. Da. Și chiar dacă se poate întâmpla o chestie de genul ăsta, avem o siguranță că... Aveți tot sprijinul meu. Așa, deci dumneavoastră sunt reprezentantul prefectoriei
în teritoriu, aici, la... Reprezentantul statului. La Comuna Ghimeș-Ocea. Da. Da. Ce... Domnul... Am grijă ca să pui dreapta. Domnul președinte, că se grăbește. Eu trebuie să-mi iau niște măsuri, totuși. Da. Înainte de a depune un jurământ. Măsurile le-ați luat când ați fost de acord să fiți pe lista de propunere a partidului. E logic. Dar, vedeți dumneavoastră, legile se schimbă. Nu se schimbă. Se schimbă cam des. Și nu știu dacă... Da. Se interpretează. Deci... O să depun și eu jurământul. Acum Până jur... dreaptă, pe Biblie și pe Constituție, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comune Ghimeș-Făget. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Multă baftă! Data. 13. Să fie cu noroc. Mm. Asta. Unul al dumneavoastră, unul este al meu. Vă rog să luați loc. Vă rog frumos să luați loc. Pentru președință poți să te pregătești pentru președință de ședință. Hai vechini, cu mulți. Acum am mai deci, articolul 1. Se validează prin votul deschis al consilierilor locali mandatul de consilier local al domnului Oltean Viorel, declarat suplean pe lista de consilier local ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Deci am trecut așa. Trecem la următorul punct. Deci să vă nu să vedem la ce așa, aici e proiect de hotărâre pentru... Aprobarea pentru alegerea președintului de ședință. Deci se aprobă alegerea președintului de ședință a Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget pentru o perioadă de maxim 3 luni în persoană. Atunci așa... Domnul Ginegeneală, Valentin Vasile. Și aici va fi trebuie. Dar citiți și articolul 2. Așa, președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale. Conduce ședințele Consiliului Local, supune votul consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărătoarea voturilor și anunță rezultatul votării. Cu precizarea voturilor pentru a voturilor contra și a abținerilor. Așa. Semnează hotărârile de adoptate de Consiliul Local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și procesul verbal. Asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor. Supune votului consilierilor orice problemă care intră în competența de soluționare a consilierului. Aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de statutul aleșilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni. Se supune la vot? Deci așa. Cine este pentru punctul ăsta? Abțineri, eu nu votez. Abțineri, împotrivă, deci da. Eu mă abțin. Nu? De ce? Păi nu așa... Se vote. Păi dacă sunt... Pe eu sunt președinte. Da. Noi votăm să fie președinte. Deci eu sunt președinte și mă abțin. Nu sunt împotrivă, nu? Ok.
Da, a trecut și punctul numărul 2. Mergem la punctul 3. Așa. Da. Asta. Aprobarea indicatorilor tehnico-economice. Așa, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție, refacere, reabilitarea și consolidarea poduri și podețe în comuna Ghimeș-Făget. Așa, care este... Se aprobă indicatorii. Se aprobă indicatorii suma. Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții de la bugetul local în valoare de 406.867,52 lei, inclusiv TVA. Da. Deci asta e fără TVA? Inclusiv. Inclusiv TVA. Deci asta e suma care ar trebui cofinanțată de către noi la refacere și reabilitare, consolidarea poduri și podețe în comuna Ghimeș-Făget. Deci știm că toate proiectele care au fost până acum, toți care au avut câștigate licitațiile, au suplimentat sume la proiectele care au... Dacă sunt întrebări. Dacă sunt întrebări pe tema asta... Când se apucă de lucrările respective? Păi la poduri avem câștigate licitații, la fel suntem, trebuie să obținem autorizația de începere. Să dăm autorizația de începere. Și cât timp durează? Păi nu ține numai de noi. Tot așa avem acum nevoie de hotărârea asta și pe urmă suntem la nivelul de către Consiliul Județean pentru a obține autorizația. Mulțumesc. Alte întrebări? Bun, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă, în unanimitate. Valorii totale pentru obiectiv. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale pentru obiectivul de investiție, modernizare prin asfaltare, drumuri de interes local în comuna Ghimeș-Făget. Deci aici avem un proiect început. Noi trebuie să aprobăm valoarea totală a devizului. Și trecut cu TVA și fără TVA. Așa, aici e suma de 20 de milioane. 0,359,57 de lei. Deci ăsta e cu TVA. Aici, la punctul ăsta, puteți să ne explicați un pic unde v-ați gândit și ce tronsoane se poate asfalta din proiectul ăsta. Aici la punct, mai clar. Da, aici asta a fost discutat odată, dar nu se știa exact unde, cum, cât, da, de la ce distanță, ce ulițe au fost prinse. Aici la punctul ăsta, deci avem așa. Avem inclus drumul Bolovăniș. Așa, Bolovăniș. Drumul Bolovăniș. Ulițele începând de la Filatură. Filaturii. Deci Filaturii, ulița Gării, ulița din fața primăriei, și toate ulițele de aici de jos până la Aldămaș. Inclusiv Aldămaș. Deci au fost prinse în... Și câți metri sau... E vorba de 11 km. În total. În total. Și pe, de exemplu, la Filaturii. Cât? Păi la Filaturii cât? E vorba de aproape un kilometru, 800 și ceva, aproape un kilometru. Toată. Roată. Roată. Da, deci toate ulițele. Aici la gară. Deci inclusiv, deci când am zis filaturii roată. Deci da, tot ce înseamnă drumul de care se unește. Am zis gară. Deci inclusiv și drumul de legătură între Filatură și drumul Halta Bolovăniș. Da. Pe urmă, covorând, v-am spus, ulița din fața primăriei aici. Care da. Este, și toate ulițele. Toate ulițele care sunt, inclusiv și la Loții, voace către strada bisericii. Și în zona Ghimeșului care? V-am spus. Deci, alea până jos, inclusiv Aldămașul. Aldămașul cât? Da, Aldămașul... Păi, un kilometru... Nu, mai mult de un kilometru. Sus, până aproape de Oprima. Deci sus,
până la locuința unde are acolo două privat. Și în Ghimeș, la Zana Zeiuța, acolo la ulița Zana... Zana Zei prinsă. E prinsă? Da, Zana... și... aici sus, deci la Ghimeș, dar mai sus de biserică. Dar mai sus de... Da. La Patchi nu ați prins nimic. La Patchi n-am prins pe partea. A fost o chestie de încadrare, să ne încadrăm undeva 10 km. Până la urmă a fost 11 și adică s-au acceptat. Am, v-am spus, am prins în proiectul ăsta și Bolovănișul și am prins și Aldemar. Și inclusiv, și podețele separat. Și Bolovănișul o să ajungem până la da. Asfaltul celălalt, până la școală. E prins totul. Deci toată, toată bucata neasfaltată. Cât este? 4 km până acolo? 4 km. A, și atunci cât s-a mai încadrat? Păi s-a încadrat, v-am spus 11 km. Da. Asta era proiectul, adică... Păi așa, așa cam asta a fost ideea, ca să putem... Era vorba până în 10 km. Da? Nu. Să putem... Și valoarea totală a investiției este de 20 de milioane de lei? 20 de milioane. Da. 0,50 de mii. 20 de milioane. Și cât nu ne-a dat valoarea la cofinanțare. Dar nici în procent nu știm. Păi nu știm, pentru că avem proiectul la CNI. Nu, și nici în deviz. 20 de milioane. Nu e adevărat, pentru că, uita, știți cum e ideea? De exemplu, gândiți-vă la poduri. Tot așa am depus. Da. La poduri am depus și s-a aprobat. Când am depus 15 poduri, prima dată a fost, wow, unde aveți podurile astea? Că, de exemplu, la noi, zona de munte e problema cu poduri peste orice părăiaș. Dacă te duci în zona de șez, ei zic, domnule, am un pod, nu știu la câți kilometri. Și ăsta este aprobat, proiectul ăsta? Sau deci, de acum încolo deci, vreți să depuneți pentru aprobarea? Deci, da, și cu ce program? Sau... Prin, încercăm prin CNI, aici se pot aprobă, prin fondul de investiții... Național de investiții? Da. Înțeleg. Deci încercăm și acolo. Deci acum ar fi prioritatea care... Unde se primesc acum? Da, și se... Așa se pare că se mișcă niște lucruri acolo. Mare. Păi exact acum cum a fost... De exemplu, este cu o sumă destul de mare. Da. 5 milioane de euro. 10 km. 5 milioane de euro. Păi cam așa. Este o sumă... Da, și podețele. Mai puțin. Da, este cuprins și podețele în valoarea asta? Nu. Am rotunjit. Nu, da? Sunt podețe, nu. Doar asfaltare. Ăsta sunt podețe prinse aici la ele, dar sunt podețe, podețe mici. Unde se... Podețe mici, deci nu confundăm cu proiectul. Da, ăla a fi depus prin PLDL. Și de obicei valoarea noastră de cofinanțare, care ar fi valoarea? Procentul. Acum să vedem că noi acum s-a încadrat, deci noi am depus proiectul cu tot ce înseamnă costurile actuale. Da. Problema cu proiectele alte a fost că au intrat legea asta care le-a mărit salariile la cei care au constructor. Da, înțeles, dar de obicei la un program de ăsta, la un proiect din ăsta, cam cât la sută ar trebui să suportă primăria? Că suportă? La valoare asta de 5 milioane de euro. Asta încă nu știm. Dacă trebuie să suportăm, dacă trebuie să suportăm jumătate, atunci nu știu. 40%. Nu, dar ce condiții deci condițiile Compania Națională de Investiții? Condițiile ei ar fi deci spre 100% ne îndreptăm, nu spre finanțare din partea statului de 100%. Înțeleg. Pe la poduri, de exemplu, avem și noi un aport, dar e puțin. E puțin, la poduri am văzut care treaba, nu, acolo e chiar admirat, e destul de acceptabil prețul ăla. Păi exact așa e și la poduri, ne-a venit după, deci n-am știut de la început cât. Am înțeles, bine. Mulțumesc frumos. Ambițiile sunt mari, să ne ajute Dumnezeu. Păi asta ar fi, na. Așa, altcineva, alte întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Pentru așa ceva trebuie să fim de acord. Abțineri, împotrivă, în unanimitate. Da. Unui Consiliul Local e foarte restrâns astăzi, dar văd că are o audiție puțină. Vă scuzați, domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră, de asta am și întârziat, nu simt cam rău. Doamna secretar, aveam de susținut o expunere de motive la diverse. Vă rog să o programați pentru una din ședință. Dar ce s-a întâmplat, domnul? Nu sunt cam rău. Da, cum să da, chemăm pe cineva să vă... Nu merg eu la medicul de familie. Bun. Vă mulțumesc. Nu aveți pentru. Cer scuze. Domnul Bârsan, chiar vă se... Nu, chiar de dimineața m-a luat. Dar vă ajutăm, vă discutați? Nu, mulțumesc. O fi bună. Nu mai bine.
Da, putem continua, nu? Fără... Suntem mult. Cred că le amânăm pe toate pe zona viitoare. Da, pe aici deja la următoare... Păi, deja... Care sunt următoare? Avem 4 de la Ocol. Deci avem 4 proiecte cu Ocol. Avem 2 consilieri care trebuie să se abțină. Da. Și nu mai avem deja nicio majoritate. Deci nu mai avem nicio majoritate. Da, să nu supuneți atunci la vot să amânați pe ședința viitoare, că după aia dacă punem acum la vot, atunci nu e aceeași treabă. Deci asta înseamnă ceva mai urgențe, ceva în afară de asta. Asta înseamnă proiectul 3, 4, 5 și aproape toate. Păi da, dar e și așa. Înseamnă că proiectul numărul 5, până la del 2, 6, 7 și 4, 4 proiecte. Del 2, 13 și restul. Del 2, la Delgaz, dacă sunteți de acord, să suplimentăm pe ordinea de zi. Că nu eram prinse pe ordinea de zi. A, Delgazul? Da. Bun, deci, haideți să... Da, deci ce-i cu el atunci să... Bun, și de ce nu ne-a spus doar? Bun, haideți atunci toate proiectele care sunt cu Ocol să le amânăm pentru ședința viitoare. Da. Rog și consilierii ceilalți, deci cu ocazia asta, în ședința viitoare să vină, să vedem, pentru că e o problemă și cu bugetul de la Ocol. Avem și acolo, de acolo de luat o sumă de bani, noi, ca și primărie. E vorba de o sumă până în 2 miliarde și ceva, aproape 3 miliarde. E păcat să... Adică să găsim o soluție, că avem nevoie și noi de banii aia. Deci noi am făcut niște calcule cu banii aia, acum mai avem în lipsă, pe lângă alții. Bun, haideți să vă propun proiectul de hotărâre cu Delgaz Green, deci asta cu suprafața de teren care au nevoie ei pentru o lucrare. Dar dacă... ce face Delgazul? Delgazul e vorba de... Că ne-a dat, cred că de niște stâlpi. Da. Deci înlocuirea niște stâlpuri, da. Înlocuirea niște stâlpi și ei au nevoie întotdeauna de suprafețe mici. 6 metri pătrați. 6 metri. Și stâlpi de lemn pe care vor să-i înlocuiască. Da, trebuie să facă, da. Așa. Deci sunteți de acord să-i introducem pe ordinea de zi și să-l supunem la vot? Da. Deci cine este pentru? Da. Așa. Bun, deci introduc pe ordinea de zi. Deci v-am spus, e vorba despre niște stâlpi care vin înlocuiți în comună, e vorba de 6 metri pătrați. Unde depozitează? S-o ocupa. Deci atâta ocupă stâlpii de lemn. Deci supun din nou la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate. Bun. Și mai este unul pentru servitute. Mai avem un certificat de urbanism. Pentru servitute, cu ce lucrărilor. Tot pentru... Tot pentru Delgaz. Da. E vorba de o suprafață de 2717. Nu mă puțin nimic. Luna că e ferată, din comunii noștri. Vedem în 12 ani, luna că e ferată. Da, în zona căi ferate, domeniul public și... Ca să depoziteze acolo ceva până ce schimbă stâlpii sau... Nu, e vorba de acces. A, să dăm un acces lucrărilor. Da. De ce te deci vor să facă lucrări de modernizare a rețelei de joasă tensiune. Da, nu înțeles, dar trebuie să dăm drumul, să facă. Așa, în plasamentul se află în programul Comunei Ghimeș Făget, conform cu oamenii urbanistii general. Așa, e proiect aprobat prin HCL Ghimeș, așa, linia electrică aeriană de joasă tensiune, aferentă pe ETA 2 Ghimeș, este aproape publică, așa, este administrată de operatorul SECE Delgaz Green, la autorizare se va prezenta dovada dreptului de execuție a lucrării conform. Așa, deci aici scrie clar că e zona căi ferate. No. Deci supunem la vot și treaba. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Atât. În unanimitate. Deci fără altceva cu dreptul de servitură ne-am avea? Nu. Acum, trecem la diverse.
Deci seamănă dezbaterea la celelalte, nu? La ce ține de acord, ce ține de acord. Da, că și așa. Da. Dar care e motivul? Suntem ei n-au voie să voteze și atunci fără drepte vot. Aici eu am nu mai avem majoritate. Avem o solicitare de la domnul Săci Constantin. Da. Cu 2005 Comuna Ghimeș-Făget, Sartă Hoș, numărul 87, județul Bacău. Prin prezentă, rog, a se aprobat scutirea de la taxa de salubritate, întrucât locuiesc într-o zonă unde nu poate fi, nu poate intra mașina și să ridice. Da, asta e o problemă care o avem pe toată comuna. O să, sper să reușim anul ăsta, vara asta, să punem cumva la punct. Deci v-am spus și tura trecută, noi avem probleme deocamdată și cu restul încasărilor. Deci noi, primăria, onorăm tot ceea ce vin cheltuielile din partea Roprestului și trebuie să vedem un pic, să analizăm situația și unde să găsim soluții. Pentru că noi nu putem lua hotărâre pentru a-i scuti. Deci nu avem dreptul. Dacă nu avem dreptul, să nu putem face. Că dacă am avea, am face. Bine. Deci o lăsăm spre analiză. Și chiar să analizăm, deci eu am o problemă și chiar au fost acum și perioada sărbătorilor, chiar și cu proiectele astea avem un pic de lucru și asta e o necesitate de a un pic de a lucra împreună, cred că pe fiecare uliță unde e fără acces și să vedem ce putem face. Da, unde nu este acces trebuie să găsim o soluție, dar unde este acces trebuie să stăm la masă cu reprezentanții Romprestului și să cădem la o pace sau să vedem care e treaba, de ce nu poate să ridice, să mai suplimentăm tomberoanele, că sunt unde poate să urce mașina. Nu există așa ceva. De exemplu, la Buo sau pe Algămaș. La Buo nu poate. E problema acolo cu părâna. Știu că am vrut să trimite o mașină și n-am putut să intre mașina noastră. Dar, de exemplu, la Buho, în spatele școlii, acolo la Ciobi. La Ciolan Ciobi. Acolo nu poate să intre. Am fost de vale pe uliță, să știi că e foarte îngustă ulița. Deci a fost personal. Dar trebuie făcut cumva, că ulița aia trebuie să aibă 4 metri, domnilor. Și dacă... De asta am zis, e o analiză. Știți cu ce ne confruntăm cu ulițele înguste, nu? Eu am înțeles. Dar și Aldămașul, de exemplu, acolo poate să urce. Deci pe Aldămaș putem să revenim și am zis, numai n-am avut timp. Pe Patchi, până la Mișii, poate să urce și tirul. Deci pe Patchi urcă. Pe Patchi urcă, da? Până la Mișii? Nu știu dacă urcă de fiecare dată, sigur urcă. Știu clar că aduc orpă, dacă nu urcă până la deal, sigur urcă, intră pe uliță. I-am văzut eu. Bine. Dar trebuie să facem și să chemăm reprezentanții și să vorbim și să ajungem la concluzie. Deci ei în fiecare luni dimineața vin aici, sunt foarte deschiși. Trebuie să și din partea noastră trebuie să ne găsim timp ca un pic să umblăm pe teren. Bine. Aici la diverse aș mai ridica o problemă de care am ridicat și tura trecută vis-a-vis de ocolul Ghimeș-Făget. Așa am înțeles că se termină mandatul Consiliului de Administrație a ocolului. Eu am propus și tura trecută să mărim Consiliul de Administrație cu încă două persoane. Probabil ați propus în ședința cu ei. Da. Păi da, în ședința cu ei. Mă scuzați, doamne. Da, dumneavoastră nu aștept. Eu zic aici părerea, ar trebui să fie, dacă ne permite, și mai ales scrie în statutul lor că poate să ajungă până la 7 persoane conducerea ocolului și să luăm din afara ocolului și primăriei niște oameni care nu aparțin de ocol sau să aparțină de primărie. Ce înseamnă asta? Oameni curați să nu aibă contract cu ocolul. Să nu aibă contract cu primăria. Să și să... Contract, nu contact, contract. Adică să nu cumpără lemn de acolo, să nu aibă influență, să nu aibă niciun interes cum ar veni. Înțelegeți? Și eu propun că din 7 persoane... Deci la numărul 7 să se... Da, să se ridice la numărul 7 și din aia 7 persoane să fie 3 persoane din comună. Adică, cum am povestit, fără contracte, fără interes, fără nicio... Restul de la primărie, cum scrie de la lege, în lege,
trimiși de la primărie, din conducerea Ocolului, din conducerea Ministerului de Finanțe, reprezentant. Atunci mai rămân patru. Nu, eu am zis părerea, să nu fie o majoritate, să fie trei persoane din afara instituțiilor. Da. A comunei, adică a primăriei și a Ocolului Silvic. Și atunci patru persoane să pună, doi de la primărie și doi de la Ocol. Da, trebuie să discutăm, nicio problemă. Părerea mea asta e și trebuie făcut demersul că nu știu data când expiră. Pe 31 iulie. Păi acum trebuie să primim, o să primim o, deci primiți o invitație deja la Consiliul de, la Consiliul de Administrație, toți consilierii, din nou, și acum se poate discuta toată povestea asta. Pentru că trebuie lucrat de o documentație, am înțeles destul de... Da, păi, da, e destul de stufos, dar acum depinde cum vrem să luăm. Dacă... De nu, pentru că la un moment dat nu depinde numai de noi, documentația asta. Care dar eu vă cred, domnul viceprimar, dar înainte... Nu trebuia nicio, nu s-a făcut nicio documentație și tot s-a făcut un consiliu de administrație. Acum dacă consiliul local, dacă nu, eu am zis părerea, dacă consiliul local decide că ar fi benefic 7 persoane, da, din aia 7 persoane să fie 3 reprezentanți al oamenilor, adică din comună, dacă ne hotărâm că e benefic și e bun, atunci facem, dacă ne hotărâm că nu ne trebuie și merge așa cum a fost. Din partea mea, dacă ăla, eu nu sunt de acord. Adică dumneavoastră propuneți proiect de hotărâre pentru luna viitoare. Luna viitoare, cealaltă lună, păi, când e nevoie. Viitoare, dacă e până la sau cum e procedura? Să ajungem la o concluzie sau să ajungem la o vorbă sau păi, cum este procedura cea mai ușoară și cea mai benefică pentru noi? Nu e numai de vorbă aici. Aici e vorba de o documentație, de o documentație scrisă. Deci, eu zic că trebuie să stăm să vedem despre ce e vorba. Nu știu nici eu prea bine, poate doar secretar știe mai mult. Am și terminat încă un punct și termin. Am mai discutat cu treaba asta. Acum au plecat ploile, conducerea primăriei, domnul viceprimar. Slavă Domnului, abia de ieri, alaltă ieri. Da, nu a făcut niciun prăpăt. Vă rog frumos să faceți un contract cu cineva pentru decomatarea totuși, măcar pentru decomatare. Adică de jos până la sus, măcar până la Neima. Deci știți bine că până la... Trebuie un buldozer mare, faceți un contract, un excavator, nu știu, un excavator sau ceva. Și vă rog frumos, până ce nu o să avem probleme, măcar un an rezistă și ăla. Vă rog frumos să faceți un contract, să-l chemați, sau luați de pe SEAP, sau... Nu, pe obligatoriu. Negociere directă, sau cum vreți, dar măcar să facem treaba aia, că... Bun. Sunt probleme. Și să nu ajungem să fie probleme mai mari. Știți că n-am am dat intra... telefon atunci când a venit vecinul. Ați făcut, ați mers, ați... Dar, într-adevăr, era problema acolo. Dacă venea apa mare, ieșea la deachii, spăgea. Deci problema acolo a fost bun, și din partea noastră. Dar era o zonă, o proprietate. Da. Și acolo, dacă nu spunea... Deci chiar n-a spus câteva zile. Deci chiar nu a spus, după aia a văzut și el că e apa. Da, da, intra apa, adică venea... Păi, dar vreau să zic că era o gaură acolo undeva la 6-7 metri. Deci a apărut un cauter deja. Da. S-a rezolvat. Dar trebuie făcut acum urgent ăsta, nu putem să păsuim. O săptămână să ajung aici un aparat mare, dacă nu căutați, căutați la Comănești, dacă nu este aici în Ghimeș. Dacă avem aici Ghimeș, în Ghimeș, care... persoanele care au de genul ăsta, un bol de excavator de 20 de tone, că aparatul primăriei nu poate să facă această treabă. Dacă este cineva de aici, din comună, care se ocupă cu așa ceva, trebuie chemat și invitat. Dacă nu este, trebuie căutat din altă parte. Am înțeles. Ia vă rog frumos. Mulțumesc frumos, am terminat. Asta. Înțeleg că domnul Oteanu a făcut o propunere pentru... mărirea numărului de membri care vor face parte pe viitor din viitorul Consiliu de Administrație Ocol. Da. Am înțeles că ați propus să fie un număr de 7 persoane, din care 3 reprezentanți ai... Comune, cum ar veni? Dintre oameni din comun. Cine îi propune pe oameni ăștia? O să trebuiască să-și depună niște dosare. Să deplinească niște criterii. Da. Consiliul local va aproba criteriile.
Consiliul Local va aproba comisia de evaluare, o procedură mai... Deci, regiile publice locale funcționează pe ce bază statutare? Adică? Au o bază statutară impusă de lege. Da. Consiliul de administrație îi se poate impune? Se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Se aprobă și propunerea... selecției dosarelor. Dosarelor care se depun la... Da. După cele expuse de către domnul... Din punct de vedere statutar, o regie publică trebuie să se organizeze, bănuiesc, și în favoarea entității pe care o reprezintă. Adică face niște servicii pentru entitate, consul local, Ghimeș. Face servicii comunei. Comune, da. Comuna Ghimeș este pădurea comunei este administrată de acest Consiliu de Administrație. Pădurea este administrată de către Ocol. De Ocol, dar... Consiliul de Administrație conduce. Ia hotărâri cu privire la... Ce să se întâmple. Da. Am înțeles. Da. Avem o adresă aici de la Uniunea Salvați România. Ei... USR. USR. Ei ar dori ca din partea noastră să solicită un spațiu. Un spațiu, din partea primăriei. Acum, nu știu, noi avem obligativitatea de a acorda spații pentru partidele politice? Nu este o obligativitate, prin contract de închiriere. Deci ei doresc dacă avem un spațiu ca să-l punem la dispoziție. Deci noi, în momentan, spațiile cam avem ocupate, acum ce să... Fiecare... Dar eu de mult am cerut și eu pentru NMR, dar nu am găsit spațiu. Dar ai găsit, spațiu. Până la urmă ai găsit locuință și aia, casă. Și noi la fel avem. Da, n-aveți spațiu. Nu știu cine este reprezentant aici al USR pe comună. Cine? Nu știu. Nu știu. Deci asta nu, aici este o adresă venită pe mail. E din partea lui Lucian Daniel Stanciu, viziteu. Deci dânsul o trimis. Filiala județeană Bacău. Bacău. Da. Deci o să le trimitem. Contract cu oricine, în afară, fără să votăm noi. Noi nu știu dacă avem noi, nu avem nicio treabă. Dar nu avem, deci nu avem spații pentru așa ceva. Unde să o persoană fizică și să facă. Dar se face o solicitare, dacă există disponibil. Dacă există disponibil un spațiu din... V-am adus-o la cunoștință. A domnului Bărsan. O să-i trimitem. Domnul Vărsan nu a avut asta, dar dacă au zis că dacă a plecat, nu-și mai merge. Ședința viitoare. Pentru că au zis că vrea să-și o reprezinte. Da. Privind înființarea unui depozit de material lemnos, lemn de foc în comună. Au zis că... Deci dânsul a avut niște probleme și a plecat. Da. Dar vă rog să vă gândiți la acest proiect. Cu depozitul de material lemnos. Dar e bine să-l fac. De ce? Pentru lemne de foc am înțeles, nu? Sau da. Nu numai. Nu numai. Da, nu numai. Deci, e bine, e foarte bine și pentru ceva. Am înțeles. Dragi consilieri, acestea fiind spuse, avem, intrăm la diverse... Domnul Oltean, diverse? Trebuie să se voteze. Diverse. La diverse... Dificil cu rău. Ar fi înfățișarea porții comune. De exemplu, avem acolo jos la punctul hotar. S-a făcut niște amenajări acolo. Ar trebui terminate, totuși. Ar trebui pusă o lumină, un bec, ceva, ca să se vadă noaptea beznă, dacă nu... Avem prins deja în ăsta pentru... Vreo două lemne, dacă se pot pune acolo peste pe ele. Le avem prinse pentru că imediat dăm drumul la iluminat, adică lucrările cu iluminatul.
stradal și atunci... Să se pună o poartă, și totuși... Atunci și la intrare, și de la intrare de sus, prin... atunci să fie un pus de reflector. Îți prinse de la intrarea în comună și atunci rezolvă și problema. Da. Să aibă un aspect, totuși, dacă totuși sunt închiriate... Am avut o problemă, n-am avut iluminat public acolo. Nu, era, nu aparținea de noi. Sunt închiriate spațiile pentru agenți economici. Dacă tot să percepe un ban de la agenții economici, să se poată folosi de spațiile alea în mod corespunzător. Și apa, dacă s-ar putea băga. Că eu de 12 ani de zile de când funcționează... Măcar vara trebuie băgat. Ar trebui totuși un pic de efort din partea primăriei ca să tragă apă, să fie făcut mai... Vin o grămadă de turiști, WC-urile alea ar trebui puse, făcute... La camping-uri am înțeles că este apă, nu? Nu este nimic. A, până la campingurile alea... Acolo e foarte aproape, deci, măcar de vară să fie... Să se pună, să fie apă curentă acolo. Să poată oamenii, să nu care cu bidoane, știți? Dar nu este. Apă nu este, parcarea arată cum arată. WC-urile sunt deplorabile. Totuși, aveam dat în cercă. Bun. Dacă se poate face ceva, eu propun să se facă niște WC-uri mai ca lume acolo și parcarea aia să arate mai european. Parcarea și toate alea de acolo. Am înțeles. Să se perceapă niște bani pentru accesul la scările hotarului, acolo unde a funcționat practic hotarul și interesul turiștilor care vin din Ungaria și din alte părți este mare. Era fixat și un tarif acolo când va acolo. Să fie un acces oriunde te duci la orice obiectiv turistic de oriunde, trebuie să plătești o taxă. Aici nimeni nu dă nicio taxă, taxa respectivă se poate orice taxă investi. Se impune de Consiliul Local, trebuie să-i oferi ceva. Da, ăsta am vrut să zic. Păi oferi, stimată doamnă secretară, acolo ce se oferă ruinele unei foste cetăți, sunt la vedere, este un muzeu feroviar într-un canton care a fost cedat Consiliul Local, a fost cumpărat și cedat Consiliul Local. Deocamdată, momentan, nu... N-am perceput. Consiliul Local nu percepe nimic. Deci acolo sunt niște sume care se pot strânge și investi tot pentru locul ăla. Deci sumele care se strâng și se colectează din... Asta se creeze niște condiții pentru a moderniza WC-urile, a trage apă, a face un iluminat, a face... Domnul consilier, chiar asta am vrut să ridic. Se poate percepe o taxă și eu sunt pentru. Dar prima dată să facem niște investiții. Era vorba pentru Racoții să renoim cetatea veche. Era și un proiect, este în derulare, avem speranțe la anul. Și ar trebui să facem un grup sanitar să ne corespunde cu apă curentă, cu apă caldă, să le corespundă cât de cât cerințărul UE. Că așa vine cineva la noi și vrea să meargă la un WC-ul, zice să fiu e dezastru ce. Domnul președinte, înțelegeți? Eu dumneavoastră asta am spus. Aveți dreptate. Deci asta să marșăm pe treaba asta să se facă ceva. Da, asta am zis. Să facem o investiție și după aceea putem să discutăm și de preț. Da, corect. Adică acum degeaba punem, să zicem, 1 euro, 2 euro sau 10 sau 100 nu dacă nu avem nimic. Dar când se va face o investiție? Când se pornește? Așteptăm să vedem când o să auziți, până când se reface cetatea ca să creeze un boom mai mare, până atunci trebuie făcute WC-urile. Măcar. Păi da, nu? Da. Vine omul, vine, se uită, ce cu ăștia? Din ce lume trăiesc ăștia? Au pretenții că... Și le și dăm o grămadă de fonduri
guvernamentale. Vin și din România fonduri, vin și din Ungaria fonduri și nu se face nimic. Înseamnă că suntem un consiliu local care e dezinteresat pe niște... Nu suntem dezinteresați și era pornit, dar din niște motive... Din niște motive neatente... Eu am avut de 2 ani sau de 3 ani de zile, am avut timp să analizez situația acolo. Încerc să mișc eu personal ceva acolo, prin oferirea unor servicii, dar totuși ar trebui să intervină puțin și Consiliul Local, primăria, că e peste mână, nu poți. A cam rămas cam la anii 2000 de când am plecat. S-ar putea organiza acolo spațiul respectiv, spațiul respectiv să se ia în calcul, să se poată organiza acolo și ceva zile de comună, zile de... Dacă pe care nu multe am. Deci anul ăsta, bun, la un moment dat, în pripă, cum au fost, au venit, au fost primăvară, au fost și cu ploile, am încercat să intervenim la partea din preșmuire a terenului, o parte din terenul ăla, am făcut un gard cât de cât să arate și să, nu știu, să arate așa un pic rustic, pentru comună sunt multe și alte lucruri care astea le-am făcut doar în ăsta propriu. Deci doar cu aparatul propriu al primăriei, dar ar trebui, da, bineînțeles, să discutăm și cu restul. Alte întrebări, doamna Dană? Nu. Domnul Ișa. Domnul Carol? Dacă după cum s-au oprit ploile ăștia și așa voleacă drumurile, drumul Tărăuș și drumurile forestiere, da, spălate de apă, nu putem circula pe ele. Drumurile forestiere, Tărăuș sau drum? Tot de la platoul. Bun. În momentan la drum, deci la drum nu avem nicio intervenție pentru că trebuie să dăm drumul la lucrările pe proiect, dar la restul vedem și discutăm și știm că avem... E vorba așa de diguire mai sus și da, de ceva că... Deci în afara proiect, în afara unde e prins proiectul. Domnul Neagu? Nu am nimic, am spus. Vă mulțumesc mult, acestea fiind spuse, vă urez o zi bună și declar ședința închisă.